nu ne permit bugetele să ridicăm pensiile. Bine că am vândut toată țara și n-am pus bani la pensii. Și am vândut toată industria și n-avem bani. N-avem voie să slădim, că nu ne lasă centru să mărim pensiile și salariile. Dar costurile vieții și a medicamentelor și a combustibilului sunt la fel, da? Și noi avem salarii de mizerie. Și ne-au plecat românii în toată lumea. Asta nu trebuie să spună biserica. Nu-i politica asta. E cu poporul. Trebuie să spună despre adevărul. Trebuie să amendeze lipsa de sensibilitate la suferința poporului a celor aleși până la urmă. Că biserica își face datoria cât poate. Și aici venim pentru că este anul omagial al persoanelor vârstnice în Patriarhia Română și ajungem aici. Biserica se ocupă de cei care nu mai au pe nimeni, pentru că trăiește cel mai dramatic. Primarul și preotul știe exact ce e în comunitate. Cât de dramatică situația. Că mor satele, cele care sunt mai mici mor. Cauză că tinerii sunt plecați, bătrânii nu mai au pe nimeni, au preotul, preoteasa, au primar, dacă e un gospodar, un om bun, medici nu mai sunt, în localități ingineri nu mai sunt, a rămas preotul care știe și biserica ce situație e acolo. Și trebuie să ne ocupăm de bătrânii noștri, că unii sunt singuri și trebuie să-i ajutăm. Și are biserica 800 de așezăminte sociale, medicale, de educaționale, de îngrijire a copiilor, a bătrânilor, 800. Și cheltuiește multe, peste 100 de milioane de euro pe an cu îngrijirea acestor așezăminte și a bătrânilor. Și își face datoria. Și își face datoria, nu eu, asta nu-i publicitate. Pentru că suntem datori să îngrijim de bătrâni, că lumea atât de singură și izolată și bătrânețea nu mai e respectată și nu-i prețuită.